Maramureșenii de pretutindeni sunt așteptați la cea de-a cincea ediție a evenimentului Fiii Satului la Nănești. Manifestarea este organizată de Fundația Moroșanca cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Bârsana, al Consiliului Județean și al Centrului Cultural de Arte și Tradiții Bârsana. Organizatoarea Ileana Matus dorește ca prin acest eveniment toți fiii satului să aibă prilejul să se reîntâlnească într-o atmosferă de sărbătoare. Un eveniment care se repete deja a cincea ediție. Eu cred că oamenii din sat o să înțeleagă că aș vrea în fiecare an să fac această ediție și mai mult să fie așa o tradiție pentru sat, pentru că până la urmă să aduni fiii satului la o sărbătoare este foarte important și din punct de vedere a oamenilor din sat, dar și celor care vin de departe, iată, să se întâlnească cu frați, cu surori, cu prieteni, să aducă aminte de tinerețe, de copilărie, de lucrurile frumoase pe care le-au petrecut în sat și de ce nu să aducă cu ei odată și pe cei străini care vor să viziteze satul nostru și să cunoască tradițiile și obiceiurile noastre din zonă. Un adevărat regal artistic promit organizatorii în acest an. Timp de câteva ore pe scena din Nănești vor urca artiști locali, interpreți de muzică populară și ansambluri din mai multe zone ale țării, dar și din străinătate. Anul acesta nu vor lipsi nici Alaiul Călăreților și Parada Portului Popular. Pentru prima dată va fi un alai Nănești de data aceasta. Tineretul a insistat că iată și noi să fim ca în alte sate, să avem și noi călăreți, căruțe, frumos îmbrăcate, să spun așa între ghilimele. Vom avea un alai, după care va începe spectacolul. Artiștii sunt din mai multe zone folclorice din țară, întotdeauna îmi place să aduc și alții din alte părți, pentru că avem și noi tradiții, dar sunt la nivel de țară și alte zone frumoase în care sunt tradiții și obiceiuri. Și atunci îmbinăm tradițiile lor cu tradițiile noastre. Și aș începe cu Traian Frâncu, care vine tocmai din Ploiești și odată cu el vine și ansamblu Brădulețul din Cerașul, județul Prahova. Pe urmă aș povesti despre Nuțule Urdean, Pătru Bârlea, Ileana Bumbar. Aceștia sunt soliști, ca să zic așa, din generația de aur, care, iată, eu întotdeauna încerc să-i aduc pe scenă. Mai sunt între ei și tineri lansați, pe care ar trebui să ne gândim cu toții că avem nevoie să lansăm acești tineri. Evenimentul va începe la ora 13:30 la școala din sat cu Parada Portului Popular și va continua la Căminul Cultural cu spectacolul. Vă așteptăm cu drag pe toți să veniți la acest spectacol care l-am făcut special pentru toți iubitorii de cântec și de frumos.